Anul acesta, ziua persoanelor vârstnice va fi lipsită de fastul de odinioară. Nu se vor împărți cadouri și nici nu se vor organiza petreceri. Rezerviștii militari au anunțat programul activităților dedicate zilei de 1 octombrie. Începând cu orele 8:30 până la 11:30, în Clubul Pensionarilor de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din strada Traian numărul 52, o echipă de medici de la Direcția de Sănătate Publică va asigura servicii medicale luând tensiunea arterială, nivelul glicemiei și al colesterolului, începând cu orele 12. În sala de spectacole a Casei Tineretului se organizează și desfășoară adunarea festivă dedicată acestei zile a pensionarilor. În sala de spectacole a Casei Tineretului se vor ține cuvântări ale autorităților locale, iar evenimentul va fi urmat de un spectacol de muzică populară susținut de ansamblul Danubius. Și dacă autoritățile locale le-au transmis un mesaj subliminal prin importanța acordată evenimentului, rezerviștii militari le-au spus verde în față ce așteptări au. Le doresc ca și cum au dovedit în anii trecuți o mai mare atenție și înțelegere față de nevoile pensionarilor, nevoi ce se constituie în creșterea nivelului de trai pentru o perioadă scurtă sau pentru viitor. Ziua persoanelor vârstnice se sărbătorește an de an la 1 octombrie.